Dani și-a manifestat intențiile lui clare că o place pe Elena, dar se pare că interesul major se îndreaptă către Iana. Bă, cu fata asta m-am îndrăgostit de ajur. Și m-am dat seama că îi place mult de ea, ok, dar m-am dat seama și despre ea că e deschisă la alte discuții, știi? Tocmai de asta... Da, el e Max, eu văd că pentru el e și boiară, eu parcă văd, o să nebunească iar Rasna dacă din cauza ei, eu văd asta. Păi, e, mea da, asta. eu mă duc și îi spun, da, sigur că da. Tot și spun și ei în față, tot, chiar mai mic sunt curios de nimeni din casă, la modul că, bă, frate, dacă mie îmi place de fata asta, adică stai, ce să mă ascund? Că dacă după ce ieșim de aici, nu o să știe cine cu cine mai avem noi tovărășii sau ce o să fie și de nasă. Și chiar mai dau doi bani pe chestiile astea, crede, m-a realizat foarte tare chestia asta. Bravo. Eu tot o țineam la frăție și la prietenie și la chestia asta. Dar ne respectam că suntem toți trăim în același loc aici. Dar ți-am spus de atunci seara. Mi-ai spus, dar vezi că să-mi treacă, să le bagă mine la cap, să le înțeleg. Deci eu așa zic, du-te, spune, vorbește cu el. Eu nu mai vreau să discut. Nu mai vreau, eu nu o să mai discut la adresa persoanei lui. Așa că Dani își lua inima în dinți să-i spună lui Perneș că o place pe Iana. Perneș? Da. Ai treabă? Nu. Ia-ți o geacă, hai să vorbim un pic. Am vorbit la... capricii despre Iana. Ce planuri ai? Cum o calculezi? Cum o vezi? Pentru că eu sunt nu vreau să joc actorie și am spus-o și mai spun. Dacă nu, eu mai iau și plec. Așa. Și am zis că m-am îndrăgostit de ea. Știu că îți place de ea, ok. Am văzut și un gest din partea ta. I-am zis că ea e caparat-o tot timpul, că altfel vorbeam cu ea și ok. Tot ce vreau să știu e dacă pot să port o discuție. Dacă te-ar deranja să port o discuție cu ea, mi-a spus că și ea e deschisă să cunoască altceva. La fel și tu ai spus. Ok. Cum o calculezi? Eu cred că exagerez cu faza cu acapararea totală, pentru că lucrurile pe care le-am făcut amândoi, nu le-am făcut doar eu. Pentru că n-am fost lansat în jurul vostru să știu toată ziua ce ați vorbit, cum ați vorbit, cât de departe ați mers la sentimente, știi? Și atunci mult să vii să-mi spui tu că am acaparat total. Nu cred că e necesar să putem discuția asta, fiecare face ceea ce simte. Îți fac ceea ce simt. Ok, atât am vrut să știu. N-alegi tu, n-aleg eu a cineva. Eu sunt bărbat matur, știu ce-mi doresc de la viață. Pe mai încolo... Și tu te deranjezi dacă alegi ea, știi, adică să înțelegi. Ți-am spus pe față. Da, frate, place. Să nu mă mai feresc, să-l zic, să așa. O asemenea discuție trebuia împărtășită și cu restul băieților din casă. Dar traiectoria cuceririlor prindea și alte direcții. Păi și lua Roni... Și lua Roni... Nu știu, nu. Dar dracu să știu eu și dacă lași la Roni. Și la Roni. Da? Da, asta am auzit la mine. Eu asta am auzit. Tu ai plecat. De asta ți-am zis că am urecea fină. La Roni îi place de Iana. Așa? Și el de-aia comentează că îi place și lui și consideră același lucru ca și Dani. Eu așa am înțeles, nu? Așa... Așa am auzit ceva că îi place de ea, da. Păi ce întreabă? Bă, Aron! Și tu consideri că am acaparat-o pe Iana și îți place și nu poți vorbi cu ea? Dar ăsta ne spui să vorbesc cu ea? Ce, crezi că mă interesează? Bă, nu te-a luat f***a voastră, dar până când tot scoateți cuvintele astea, băi? Până când? Care? Bă, până când îmi tăpuneți mie monopol și acaparare? De ce ne-ați mărți ca oameni bărbați și sunteți spuneți femeii în față? Bă, stai un pic, că nu înțeleg. Bă, mă scoateți din sărite, Aron, să mor, mă scoateți din sărite și mă enervez. Bă, și tu și ăsta cu ce am acaparat? De ce n-ați mărs, mă, ca bărbați la femei și spuneți, bă, îmi place, ești frumoasă? Stai un pic, am zis eu că ai acaparat-o, Perneș. Nu mai pot să fie niște nu bărbați, bă, niște p***te sunteți. Deci nu mai pot, gata. Nu mai ai discuții de nici tu, nici Dani cu mine de astăzi încolo și pum. Gata, că nu mai pot cu voi, deci eu zbun cu voi și mă luați de fraier, mai lăsați-o în puii mei. Nu am spus niciodată cu acaparat-o. Din cauza lui Perneș, voi nu puteți vorbi cu femei, că v-am acaparat de o femeile. Mari bărbați ce sunteți! Mari bărbați amândoi, mă! Foarte mari bărbați! Dacă sunteți bărbați cu aia voastră, mergi la femeie și îi spuneți, bă, îmi place de tine! Ce nu mai pot, obsesie, nu mai pot! Dar devii agresiv, nu îi place agresiv! Dar ce ați spus în vorbesc față. Frumos cu fiecare, îmi spun punctul de vedere, e ok! Suflet! Bă, dar m-am spus de cuvintele astea, frate, până, deci tot timpul! Dar ce vrei să spun, nu ți-am spus în față, ce vrei să faci? Dacă ai acaparat-o pe fată, efectiv, nu mai văzut altceva în afară de tine! Nu, asta și vina mea că am acaparat. Da, ai căpărat, adică ai pe tine și când ai venit, când stăteam cu ea de vorbă, ai venit și ai pus mâna pe ea, numai ca să-i distragi atenția de la mine. Eu înțeleg gesturile. Ce o zici înainte să ții mult de acolo? O zici, du-te la țigara și vin și mâncăm, da? N-am să-ți dau ție explicații, Dani. N-am să-ți dau ție explicații. Să-i explic cum văd chestiile. Eu zic să-ți controlez vocabularul și ceea ce zici. Perneș, nu perneș, că m-a sturat de papagal de ăștia ca și... Calculează-te psihic și lasă astea.
nu știu, că ești prea agresiv și nu înțelegi. Calculează-te. Prea agresiv, nu... Ai venit și ai pus mâna pe ea numai ca să-i distragi atenția, să nu mai vorbesc. Eu văd niște gesturi pe Ernest, stai liniștit. Dar ți-am spus în față, e ok. Dacă fata o lasă să discute cu mai mulți băieți, atunci asumă-ți chestia asta. Ce vrei? Ți-ai zis, nu e rușor teatru. Ce să bă, dar ți-am zis că nu să vorbească cu alți băieți? Ți-am zis eu ție chestia asta? Nu! Și atunci eu fac ceea ce vreau eu, nu tu vii să-mi spui că eu am capaci de o femeie. Ți-am spus că și eu să fac ceea ce vreau. Tu vii și spui mie, vii ce plângi pe aici, că te-ai îndrăgostit de Ina, o vrei pe Ina, și am Iana și am ușit. De Ina, m-am îndrăgostit de Iana. Bă, dar vrăjel de astea de a voastră m-a săturat, bă. Nu știu să stare să-ți doar femeie. Uite-te la mine că vorbești cu mine. Nu mă lac cu vrăjel de astea, Dani. Dar te-ai la cameră, uite-te la mine. Ești prea agresiv, încep să discut cu tine. Și eu am încercat să discut cu voi, dar când văd... Ce dai înainte de cameră? Cum te văd pe tine? Ești agresiv. Când văd că vorbiți de ampis și aveți niște cuvinte de astea foarte nașpa, bă, eu n-am zis niciodată. N-am zis de-a luat niciodată că acaparează. Eu cred că tu joci teatru aici, nu eu. Ascultă-mă. Eu cred că am fost băiețaș cu tine și... Da, și eu sunt băiețaș. Poate treabă, nu că mai dat niște țigări, tu crezi că acum ce te pup sau ce? Ce n-ai înțeles? Oh. Te prea prins. Oh, băi, te discutăm, omule. Am fost băiat cu tine și nu înseamnă că dacă am fost băiat cu tine, așa. Îmi vorbești cum ți se pare ție. Cum da? Să-ți vorbesc, bun, mă, un dacă simți nevoia să cunoști pe altcineva, nu mă interesează, nu... Eu știu cum să reacționezi așa, că ești îndrăgostit de ea, Maxim, tu ție țin cap, tu, pentru ea, tu, dacă pentru tine nu ia, zici la revedere, eu știu. De-aia ți-am preferat să spun afară, dar tu nu înțelegi dar chestia asta. Dar de unde ai tras tu concluzia asta? Sper convins, n-am tras concluzia. De unde ai tras tu concluzia asta? Și-am venit, pentru că ai reparat. Ține părerea pentru tine. Dacă nu... Nu sunt țigă, dar asta nu e să discutăm aici. Dar nu, uite, eu nu vreau, un show, nu? Nu vreau să intru în niște discuții cu niște oameni care cumva... Spus. Dacă nu-ți convine, ok, e o competiție. Mă pun pe mine într-o lume proastă. Și dacă e o competiție atunci... Nu te pune nimeni într-o lume proastă, Perne. Asta vorbesc sau vorbesc? Fă monopol și atunci te ascult. Spune, te ascult. De azi înainte, Dani, Aron, vă rog frumos să nu mai aveți discuții despre Perneș și cu Perneș. Deci după ce că am lămurit situația și ai spus, bă, nu, ok, apreciez și gata, nu știu gata, ce. Nu. Că acum te iei de mine, bă, Perneș, scuză-mă și pe mine acum. Păi ori mă ierți și suntem prieteni, ori lasă-o mama dracului, păi spune-mi, frate, gata. De la bun început. Da, păi da, și ai venit până acum și ai spus că da, ok, suntem bine și acum nu știu ce, iară ți-o sărit sandalea pe mine. Bă, Perneș, mă, lasă-mă, vorbești și eu sau vorbești numai tu. Nu mai am ce să vorbesc, frate. Păi nu mai ai ce să vorbești, păi scuză-mă, de ce mă faci pe mine? Ce vă deranjez? Când bă, tu... Dar bă, dacă n-aud, mă, că voi nu mergi la o femeie și faceți spune seama că aparatul. Deci tu ai acceptat ce ți-am spus, eu am discutat, am avut discuția afară și tu vii acum să reproșezi, dar cu două zile după ce ai acceptat-o? Nu-i de aia două zile. Bă, Perneș, auzi, lasă-o acolo, că deja o dai în altele, bă, băiatule, păi dar ori îmi spui franc în față, gata, ori ce faci, mă, tot duci așa cu țărăita. Ce scătinel acolo, că mă sperii când stai așa. Păi calmează-te, ce voi? Ce e cu ieșirea asta? De ce ai sărit așa? Păi am sărit pentru că mi se pare din nou o chestie banală în care să vii ca bărbat să-mi spui, băi, eu n-am fost să mă duc la Cutălescu că te-am acaparat. Ca idee, Perne se retrage din orice cunoaștere lumea asta. Auzi? Nu. Dar tu vorbești despre tine cu... așa... La persoana a treia, dar mai... Vreau să-o dau un exemplu de o persoană care vorbea așa despre ea însăși, da, săraca tocmai așteaptă să intre la închisoare acum, că a primit sentința. Nu intru în detalii. M-am uitat un pic înainte de știri, înainte să intru la știri. Cum a venit la tine? Și, hai să luăm așa, calm. Da, foarte erai calm. Și tu calm. A venit, da, a scos un pic și și-a spus, dom'le, uite, m-am îndrăgostit de Iana. Da, și am zis perfect normal. Poți să te îndrezi spre Iana, pentru că eu cu Iana n-am nimic. De acord să cunoaștem alte persoane, doar că vii la mine și îmi spui, băi, ai acaparat-o și de-aia eu nu pot să mă duc. După care, discuțiile și... Și te-ai enervat când a zis și Aron că vrea și el să o cunoască. Nu, m-am enervat și când am zis că și Aron vrea să o cunoască și după aia, plus, începăturile pe care doamna, le-am văzut pe care... Am aici un cuvânt de spus. Eu i-am spus de acum două zile că sper că nu o să fie deranjat, o să discut. În primul rând. Păi nu cred că e deranjat. În al doilea rând, stai un pic să vorbesc și eu, păi tu vorbești numai tu. În al doilea vor rând... Vor și fetele să spună ceva? În al doilea rând, poți să-mi termin ideea? În al doilea rând, a acceptat situația și pe urmă că m-a întrebat ceva aseară, iar nu i-a mai convenit. Nu înțeleg, pe ori suntem prieteni, ori ce facem? Ne ducăm aici dintr-o... Da, vă rog, încurajez dialogul. Bun, într-adevăr, suntem prieteni, adică am considerat că suntem prieteni, doar că... Analizând situația un pic aseară și văzând, bă, și ce-ți place, Diana, perfect de acord și normal, pentru că e femeie foarte frumoasă. Am spus-o și direct la capriciu. Hai să vorbesc și eu. Da. Îmi dau seama de ce ai avut începăturile înspre mine, cu Sabrina. Când nu mă vezi într-o relație, când n-o să dureze. Îi plăcea și de Sabrina, poate. Nu știu. Și atunci mă întreb, băi, de ce începături la adresa lui Perneș când vrei să cunoști o altă persoană? Băieți, puteți să vă certați voi 5 zile de acum înainte, non-stop. Eu nu o să mai mă cer, doamna Simona, pentru așa ceva. Diana.
Am încheiat. Ian. Nu mai am o idee și termin și doamnă. Păstrează-o pentru data viitoare. Iana. Sens. Știi cum e? Băieții, în general, în viață pot să se certe pe nu știu cât, când nu știu cât vor ei pe o fată. Fata alege. Fata alege așa în viață. Ce să vedeți? Ei, nu. Ce zici tu de discuta asta? Ce a fost între băieți? Eu am mai zis azi lui Pierniș că nu este cazul să se certe, pentru că era vorba de la început, că noi ne cunoaștem. Da? Sunt anumite stadiile de, înainte de relații. Și prima este cunoașterea persoanei. Eu n-am, noi nu suntem cuplu, noi suntem prieteni. Da, sunteți într-o cunoaștere ca să... Într-o cunoaștere cu Pierniș. Da, suntem în proces, după cum ați observat și voi toți. Și în acest proces de cunoaștere cu Pierniș, vrei să mai cunoști și alți băieți? Da, de ce nu? Eu nu pot să fac... Că nu cred că, nu cred că a înțeles termenii de cunoaștere în casa mea asta. Nu, deci, nu. Hai să spun. Etapa premergătoare unui cuplu, aici la noi, în casa Mireasa, okay, e că ești într-o cunoaștere cu un băiat și dacă cunoașterea decurge bine, intri în cuplu cu băiatul respectiv. Dacă tu vrei să cunoști și, cu alți, și alți băieți, înseamnă că nu ești într-o cunoaștere cu Pierniș. Că da, posibil, eu nu înțeleg sub cuvântul cunoaștere altceva. Da. Sau dacă vrei, poți să spui că ești într-o cunoaștere cu toți băieții. Nu. Ce nu? Dacă... Merge vorba de asta, spune la revedere. Să ne reglăm un pic. Dacă te îndrepți într-o cunoaștere înspre a găsi... Ia spune așa, ok, n-ai înțeles. Acum că ai înțeles conceptul... Eu nu vorbesc despre relație acum. Exact, și eu la fel. Acum că ai înțeles termenul de cunoaștere, te mai întreb o dată. Ești într-o cunoaștere cu Pierniș sau vrei să cunoști mai mulți băieți? Vreau să cunosc mai mulți și băieți și fete la fel, cu toată lumea. Vreau să mă cunosc. Nu înțelege. Vrei să cunoști și fete? Nu, eu am vorbit, adică am... Explicația altcumva, nu? Nu, deci ea vrea să vorbească și cu alți băieți, deci nu să vorbească... Deci nu e într-o cunoaștere cu Pierniș, corect? Ok. Așa da. E, da? Bine. Dar nu asta e faptul care, pe care... De ce mă deranjează pe mine? Pentru că nu asta mă deranjează. Noi am stabilit că... Dar te simți acaparată de Pierniș? Nu mă simt. Adică faptul că ai petrecut mult timp... A fost și dorința mea. Pur și simplu nu a fost timpul potrivit pentru alte discuții cu alte persoane. Acum e timpul potrivit? Noi să vedem pe parcurs când a să fie timpul potrivit. Bine. Deci nu e nici ca voi, nici ca voi, nici ca... Nu e ca nimeni. Să urmărim. Este pending sau nu pending. Loading. Loading. Se încarcă. O situație pe care o...